Deci 49 plus, dictează-mi, te rog. 49. Tu te uiți pe caietelul tău și nu te mai uiți la tablă, că eu nu știu, nu mai este nimic scris. Te uiți 49 pe plus, ce am zis, plus 98. Da. Plus 325. Asta e. Te uiți mai pe caițelul tău ca e totul. Plus 325. Eu scriu după ce scrii tu acolo. Și plus 159. Plus 59. Acum le punem căsuța sau... Putem pune și căsuța. Da. Minus căsuță. Și acum le punem cu cei cu minus. Căutăm de la început ca să nu cumva să pierdem vreunul. 73. Da. Minus 73. Minus 73. Da. Minus 25. Da. 25. Da. Minus 13. Da. Minus 27. Da. Și minus 10. Și minus 10 este egal cu 113. Corect. Uf, am așezat bine acum. Erau așa amestecat și numele bune și numele rele. Nu, acum e ordine. E teribil de bine acum. Și mă bine mă simt. Parcă s-a mai luminat un pic ești asta. Să facem de două să le adunăm așa. Propunem tu. Cine cu cine? Primele două astea. 28. Și pe urmă ăștia doi, nu? Și apoi ăștia doi. Da. Și apoi... 73. Căsuța nu știu, o las. O lăsăm. Da. 73 minus 25, apoi 13 minus 28. Nu 13. Ia, adunăm și pe ăștia, că să vedem cât de mulți sunt ăștia toți. Plus 25. Da? Și la fel și cu ăsta la sfârșit. Hai să vedem. Începem. 8 și cu 9. 98. 17 și unul rețin. 5 cu 9. 14. 147. 147. Perfect. 47. Așa ai zis, 147. Da, și dumneavoastră din greșeală ați spus din greșeală 148. Am spus 148 în cererea tare, tot ce încă la pe ea. 9 și cu 8 fac 17. Deci și unul rețin. 5, 1, dar unul îl pun din la 9 eu. Fac deodată și mă închei de asta. Deci nu aș pune la 9 ce nu am voie. Normal. Sigur că da. Și fac 10-lea și cu 4, 14. Ce bine îmi vine. De ce să-l pun la 4 pe unul se stau și face 5 și 5 cu 9 să pierd timpul? Fac acolo, nici nu se lipește, mai bine, găsiți-l. Da, așa. Plus acum. Plus. 325 plus 59. 5 plus 9, 14 și 1 rețin. Așa. Reținem de la 2. Da. 3 cu 5. 3 cu 5. 8. Da. Și la sute rămâne 3, nu? Rămâne 3. Bine. 3 cu 0, 3. Minus căsuțele, că nu știu cât o fie ala asta. Așa. Acum luăm așa. Minus. 73 plus 25 este egal cu 97. 98. 98. Foarte bine. Dacă îmi dai așa răspunsul de dată, mă bucur și mai tare. 98. Minus 13 cu 27. Trebuie să mă gândesc un pic. Da, sigur. 40. 40 cu 10, asta e ca să nu mai pierdem timpul. 50. 50 minus 50. Și este egal cu 113. 13? 113, nu-i bine? Dumneavoastră ați spus 114. Eram spus prost. Bun, am să vedem dacă am zis 114, atunci să nu înregistrat. Vedem data viitoare, da? Deci 113, toate. Da, așa am vorbit împreună, că ori de câte ori strecor o greșeală, fie când vorbesc, fie când scriu,
ești tu foarte atent, că pe mâini, pe mâna ta merg. Da? Nu să-ți trecoare pe o greșeală, că duce filmul aiurea și ne sună ce ți-am povestit din teren. Acum s-ar putea să ne vadă foarte multe lume, nu știu câți, dar cel puțin vreo 2-3 ne urmăresc. 2-3-4. 4, nu știu mai foarte bine. Poate ne urmărește și bunica. Băi, foarte sigur, bănuiesc că sigur ne urmărește. Bun, acum. Acum, te rog. Aici, să facem adunarea asta, nu? Adunarea și scăderea. Hai să le facem cu toate. Așa, și rămâne căsuța, da? Mergem de la fel. Te rog. Să fac și eu aici, ca să înțeleg ce fac. 147 plus 384. Da. 7 cu 4... 11 și un rețin. Da. Uite, l-am pus aici cum faci tu. Și s-a făcut 4, ți-a făcut 5. Nu ziceam acum să spun că... Este egal cu 231. Deodată? De ce nu? Să nu cumva să greșim. Hai să o luăm mai ușor. Stai. Deci eu am zis așa, 7 plus 4, 11 și 1 rețin. Ați spus. Da. Și eu m-am gândit în gând. 5 cu 8, 13 și 1 rețin. Bun. 2 cu 3, 5. 500, 531. Da, 531. Bine că am fost eu atent aici. Da. Da? Când greșesc eu să fii tu atentă, când greșești tu să fii eu atent. Noi ne completăm unul pe altul. Minus căsuța. Minus 98. Așa. 98 cu 50. De 48. Atenție că nu se scade. Am două orele, le adunăm. Dacă e așa, e bine. Păi așa. Obligatoriu le adunăm. 48. Fac 148. Cred că ai dreptate. Da, 100. Vreți să verificăm? Ia, să fiu mai sigur. 8 plus 0, 8. Da. 9 cu 5, 14. 1 rețin, 14. Da. Egal cu 113. Da? Egal cu 113. Bun. Aoleu. Cum ne descurcăm noi acum? Aici. Nu vreau să ajung la asta. M-am făcut și atunci când am avut 82. Cum am făcut? Dar numai că aici este cu 2. Cu 3. Cu 3. 113. Plus 148 plus 531. Sau nu? Nu știu cum să facem. Hai să facem tot așa, să punem două din ele într-o căsuță mare. Vreți să vină tablă? Sigur. Mai ți-am zis, când sunt în situație mai grea, mă pot ajuta. Eu zic să punem două din ele într-o căsuță. Adică căsuța și cu cineva, să o punem într-o căsuță mare. Da. Pe primii două, nu? Hai să facem așa o căsuță mare, în care să le plinem pe astea. Uite așa, facem de aici. Uite așa, o căsuță mare. Care am pus pe astea două. Bun. Și acum urmează. Căsuța mare. Căsuța mare. Da. Minus 148. Minus 148. Da. E calcul. Oh, pardon. E calcul 113. Corect. Și de aici căsuța mare rezultă, căsuța mare cu cine este? Rezultă că... Așa este căsuța mare. Eu ziceam să facem 113 plus 114. Neapărat, nici nu se poate. Rezultă altă. Că căsuța așa mare... Corect. Mai mare. Așa. Este egal. Este egal cu 113. Da. Plus 148. Așa. Neapărat o spus-o. Nici vorba nu scăde. Dacă ar fi fost aici cu plus, atunci scădeam. Este egal. Și
ce bun. Da? Știu că scriu singură, dar încerc să mă gândesc. Așa. Șaizeci și unu. Eu merg cu mâna ta. Sper că n-ai greșit. Îi spun și prietenul nostru că sigur n-am greșit. 3 + 8 = 11. Da. Nu ne țin. 2 + 4 = 6. Da. 1 + 1 = 2. E bine. Clar. E bine. Clar. Perfect. Așa este. Acum, ne întoarcem de sus și zicem căsuța, căsuța mare. Mare este egală cu... Avem răspunsul că căsuța mare e egal cu 261. Corect. Și de unde rezultă? Rezultă? Rezultă că... Cine era căsuța mare? Căsuța mare era 531. Minus căsuță mică. Căsuța mică. De ce nu? Rezultă că... 531. Minus căsuță mică. Mică. Este egal cu... Este egal cu 103. Nu, nu, nu. Egal cu... Am greșit eu. 261, că am aflat acum. Egal cu 261. Nu sunt super că am zis că eu, că tu ai băgat acolo sub masă, sub tablă, scrisul acela. Nu văd prietenii noștri. Deci zicem cum ai spus-o așa. Am spus că căsuța mare... Căsuța mare egal cu 261. Așa am vorbit, da? Căsuța mare egal cu 261. Cum căsuța mare era compusă din egal. 500? Înseamnă de 500. Rezultă că... Hai să scriu, da? 531 minus căsuța mică egal cu 261. Egal cu 261. Ei, acum e rolul tău. Că aici eu sunt încurcător. Cu cine este egal căsuța mică? Că după ea am umblat. De la început eram nebunit să găsim. Să vedem cu cine e egal căsuța mică. Deci, 531 minus căsuța mică fac 261. Cine e căsuța mică? 261 plus 531. Sau? Nu știu, tu te hotărăști. Eu nu știu. 261 plus 531. Am mai făcut noi odată așa ceva. Da, când am avut... Nu, dar te gândim așa. Din ăsta scădem pe cineva și egal cu 261. Cu cine este egal acel cineva? Dacă adunăm ăsta și cu ăsta, nu știu dacă este căsuța mică, e prea mare. Ia gândește tu bine. Adică ar fi așa. 7 scăzut ceva egal cu 5. Cu cine este egal căsuța asta? Adică 7 scăzut 3 nu face 5, 7 scăzut 2. Doi. Dar cum s-a aflat doiul ăsta? Doiul ăsta cu cine este egal? Ia să vedem. Doiul cu cine este egal? Doiul este egal cu 7. Scăzut? Scăzut la 5. Asta era. Deci căsuța asta, 2 egal cu 7 scăzut 5. Fii atent acum. Descăzătorul înseamnă descăzutul minus rezultatul. Da? Descăzutul minus rezultatul. Așa face și noi acum. Căsuța mică, adică asta zice, da? Căsuța mică de aici. Da, o să zicem. Cu cine este egal? Cu 2. Nu, ți-am dat un model aici. Dar în cazul tău, din tot ce acum ai ieșit tău. Acolo căsuța mică. Păi cum l-am găsit pe 2? Uite cum l-am găsit pe 2. Din 7, am scăzut pe 5. Cum găsim căsuța mică? Din... 531 minus 261. Scăzătorul! Hai, lasă, ca să ținem minte asta. Asta să ținem, asta e esențial. Deci când avem de aflat scăzătorul, știind rezultatul scăderii, descăzutul minus rezultatul fac scăzătorul. Că eu ți-am dat modelul. 7 scăzut, cât se facă 5? Tu ai zis 2. Cum s-a găsit acest 2? Din 7 am scăzut pe 5. L-am găsit pe 2. Așadar, spune-mi acum. Ce? O să spune. Căsuța mică. Căsuța mică. Da. Este egală cu? Este egală cu 531 minus 261. Asta e. Că dacă îți punem adunare, îmi pare rău cum te-am lăsat așa, că îți făceam proba. Da? Și când din 531 scadă un număr mai mare, ar fi fost dificil. Dar imposibil. Așa că
Ia să vedem. Egal cu? 0. În sfârșit, răspuns corect. Răspund corect. Căsuța asta, după care am umblat noi, este 270. 270. Deci numărul care trebuie pus în căsuțe este 270. Dar câtă muncă am desfășurat aici. Câtă treabă am avut noi. Este extraordinar. Deci 270 este numărul ăsta care trebuie aflat. Uf! Ce lucruri merită aici reținute? Eu am o problemă cu învățământul. Există o mare, mare prostie în învățământ, aceea că învățătorul vine și spune 5 minus 3 se poate. Dar minus 3 plus 5 nu se poate. Nu există așa ceva. Datorită faptului că nu vorbim de numele acestea și negative și pozitive, asta se merge până în clasa a 6-a. Și pe copii, ei și a 5-a și așa, la a 6-a, la sfârșit, li se spune că există și numele cu minus. Și aici se produce o ruptură, dragilor, din experiența care o am. 80% dintre copii fug de matematică din clipa asta. Când au avut și minus cu plus, plus cu minus, îi se dă niște rețete, niște legi. La adunare, minus cu minus face minus, plus cu minus, din cel mai mare pe cel mai minus, e mecanic. Dar dacă ne jucăm așa cum vedeți, eu acum vă fac dovada clară, așa am mai făcut-o mai multe rânduri, a faptului că în clipa în care îl obișnuiești de acum, din clipa asta, din momentul ăsta, că sunt și numere cu minus și le adunăm pe toate la un loc, de fapt este minus cu minus, la adunare face tot minus. Rețeta aceea care o dă mai târziu în clasa a 6-a la sfârșit. Dar de ce nu o facem acum? De ce să nu o facem acum să ne jucăm așa? Prin egeșițele acestea, poate mă va auzi cineva. Poate mă va auzi cineva că dacă aș avea puterea să decid, aș interveni acum. În clasa 1, în clasa 2. Că așa ne trezim cu legile acestea, legea semnilor, cum se spunea. Așa, de acum am învățat idei. Sub formă de joacă. Că acum, ia ce am făcut aici, este spectaculos. A zis, cele cu plus într-un prim plan, la început, și cele cu minus în partea cealaltă. Superb! Și pe urmă, se adună tabăra celor cu plus, să vedem cât de mult sunt la un loc. Să i vedem și pe cei cu minus cât sunt la un loc. Și cu toate că am strecurat aici un număr necunoscut cu minus, l-a lăsat aici, că el nu-i știut, nu? Să vedem cât va fi. A fost și o surpriză mare că la început primul număr l-am dat cu minus. Și a trebuit să spun ce se întâmplă cu ăla. Era și ea nedumerită, că totdeauna se începea cu dumneavoastră cu plus. Ce facem? Totul un rău este, un număr rău, un număr negativ, care îl dăm la sfârșit. Acest lucru este foarte, foarte important. În joaca asta, nu vă dați seama cât de ușor vă învăța legea semnilor, aceea care se dă lucrul Z, mai târziu, numerele întregi. Lucrăm numai în naturale, ținem așa, langa cu chestia aceea care o să spune la învățător, asta spune programul, așa îl fac învățătorii. Nu am nicio treabă. Dar dacă mă veți înțelege și decidenții vor înțelege că schimbăm pur și simplu mentalitatea de a gândi în învățământ. Și facem asta, am scos niște volume și la volumul de aritmetică, am un volum de aritmetică, am 10 DVD-uri sau 12 DVD-uri, în care am mers metodele de rezolvare al problemelor și așa mai departe. Deci videomanualul este o realitate. Sunt scoase de mine. Dar aceste lecții sunt extraordinare în final. Așa trebuie reținut. Așa că, m-ai convins, îți propun acasă să faci domeniște. Începi și cu tema pentru mine. Să vezi ce interesant este. Îți propun eu negheșițiu. Ați spus că vin zilnic aici. Sigur. Așa am calificat. Zilnic? Da, s-a stabilit asta. Numai noi l-ați fost aici. Mâine, poate? Sigur, după ora asta, la ora asta, în general, așa, suntem amândoi liberi.
că în timpul zilei avem program, da? Azi vă rasă de mă. Deci, ai surprins acum. Ai desconspirat. Și-mi place matematica. Da, uitați. Ce mai mare satisfacție poți să ai cu un profesor? Facem probleme? Sau... Faceți probleme, nu se acolo. Ați dat și o lecție și ți-o faci acasă, da? Bun, ne ducem la probleme, să plățăm să le ajut și gândim cu asta. Doi ieșiți la acasă, în care să te desfășori tu acolo și să faci ce gândești tu, cum îți... Și îți propun să faci și tu unul. Adică îți dau două. Și gândești tu un ieșiți, cum pui un ieșiți acolo, să vezi ce iese, pui o căsuță pe acolo, nu știu, după, da? Să vedem cine iese. Perfect. Așa o să facem. Mi-a plăcut la tine acum când ai zis că sigur vorbești și bunica. Ce interesant, s-ar putea să răturnească și străbunica pe tine. Mâine, dacă îi se arată acolo, urmește și ea. Pentru că este formidabil cum în spatele unui copil se așează două, trei generații și toată investiția, tot dragul care poate să existe din partea bunicilor, străbunicilor și așa mai departe, sunt dreapte spre viitorul nostru. Ei consideră viitorul nostru. Așadar, dragilor, poate va veni și vremea aceea când vă voi arăta concret cum, așa cum ați văzut în filmulețele mele, că părinții vin, lucrează, vin la tablă, sunt duși de tablă, nu știu dacă ați văzut asta. N-ați văzut? Să vedeți așa cu Mario, dacă vă uitați la filmulețul lui Mario, veți vedea cum mama tot timpul este activă, vine probleme, vine și mă ajută. Acum, sigur că noi facem asta și în ideea de a da ritmul bun, să nu se păstreze, să nu se pierde timp. Așa că, mai va veni timpul acela și mi-aș dori foarte mult să se vadă concret această mare dragoste care se transmite în lanț până la străbunici care sunt în viață. Ei bine, facem așa. Minus 37, minus 35, plus 29, minus 14, plus 111, minus, sub plus, hai să zic, plus căsuță, minus 29, plus 37, minus 24, egal cu 179. Egal cu 179. Ei bine, vreau să te atenționez. Când faci cu plus căsuță, se iei numai la întâmplare, nu e nicio problemă. Când iei cu minus căsuță, e o mare problemă. Să văd dacă o descoperi. Acum că avem plus la 29. Așa. O să-l faci acasă. Dacă avem plus la 29, 111, căsuța, tot cu plus este și ea, 37, atât, e la minus, e, asta știi, perfect să faci, altceva, 47 minus 129 plus 54 minus 37 minus, e, aici vreau să dau cu minus căsuță. Dacă dai asta, minus că să-ți eu trebuie să vorbesc pentru prietenii mei, toți cei care vizionează și pentru Eliza în deosebit. Când dau cu minus căsuță, trebuie să mă asigur că ăștia cu plus sunt mai puternici decât aia cu minus. Da? Deci aici pun, dacă mai pun minus 37 plus 256 să fac o rezervă, ca să-mi asigur eu că domin pe cei cu minus și zic minus căsuță, da, când am pus minus căsuță, trebuie să-mi asigur pe cei pozitivi puternici. Și minus plus 79 și minus 15 este egal și acum trebuie să nu pun la întâmplare rezultatul ăsta. Pentru că după ce scădea eu și căsuța aceea, din ce am cu plus, trebuie să-mi dea un număr
mai mic, ca să nu intru în panică. Și aici îți spun egal cu 27. Așa, plecând cu ochiul, mi-am făcut 256 ăsta și 54 și 24, 7 și 79 și ce scădea, încât să mă încadrez, să rămână un număr micuț. Asta e filozofia exercițiului când pun la căsuțe cu minus. Dragilor, ce se întâmplă în mintea unui profesor? Să știți că exerciții se confunde cu oameni obișnuiți. Dar ei au o strategie, înțeleg bine mecanismul și atunci fac aceste lucruri, cum să spun, destul de ușor. Dacă nu suntem aici și o pun aici egal cu 500 și nu știu cât rezultatul, apoi n-am de unde ce numere bune să am eu alea cu plus și să scad și tot să scad acolo și să dea 500 și ceva când eu nu fac depozit oră cu plus puternici. Și ăsta e motivul pentru care așa am gândit. Adică acum, să vă spun, am gândit cu voce, să zicem exercițiu. Așa faceți și voi. Nu faci decât acasă, voi pentru mâini, temă. Gata. Să nu te ții treaba. Deci nu vin pe greșiții. Da? Sau poi mine, că știți mai bine, da? Că am înțeles. Dar noi ne adaptăm, nu-i bătut în cuia. Este un program în sensul acela în care putem să facem greșiții. Bun. Final este asta, că astea două exerciții las și încă compui și tu unul. Da? Ai compus, compui și tu unul. Și te rog pentru început să-l compui cu plus căsuță. Da? Nu cu minus căsuță, că acolo e mai dificil. Cu plus căsuță și acolo te joci tu cu câte numere vrei, cu plus, cu minus, cu ce vrei tu acolo. Bun. Și acum cu acestea lucruri făcute, haideți să pornim o problemă. Domnule? Din? Eu am scris ce a scris la tablă, mai că nu știu câte căsuțe să las, că o să fac mult problema asta. O las, o faci după aceea. Adică nu neapărat să-ți las spațiu, că tu vrei spui cât spațiu îmi las eu ca să rezolvi aceste două greșiții. Răspunsul. După ce continui imediat aici, că astea rămân ca temă, le încadrezi, știi că le-ai ca temă și tu scrii acum problemuța imediat, în urmă, undeva, cu pagina a doua, unde rămâi, acolo faci greșițile. Da? Nu neapărat să fie în succesiune acolo. Scrii încă o dată. Încă o dată, nu știu. Așa. Uite că am în minte o problemă acum. Ne urmărește și băiețelul din Italia. Da, acela, Mario. Mă suna mama și mi-a spus, zice, a fost, da, ideea e perfect, e pregășițul și era entuziasmat că știe el că e evoluat, are 2 ani, 3 ani de când lucrăm împreună, de la clasa 0 am lucrat împreună și are o poziție foarte bună. Compune probleme, îți spune, l-am prins cu o problemă, nu faceți asta. Și zice, băi, dacă m-a ajuns să fac, dacă nu am fac și zice, asta să fie. E bine, acum haide să intrăm în problemă. Când va panichez, vin la tablă. Da, excelent mi-ai spus. Când mă panichez, și tu, te rog să mă urmărești. Dar acum trebuie să mă cunoști ca fizionomie la față, așa, când sunt în panică. Este teribil, ți-ai mai spus. Mă rămâne la inimă chestia asta. Când mă panichez, imediat tu ești la tablă. Asta să fie discretă totuși chestia, să nu fie așa, să atragi atenția, știi? Să fie așa, finuță. Bine, am încredere. În curtea unui gospodar, sunt găini și iepuri. În total, 7 capete. Deci, 7 capete. Din ce ne-ai compus, ce înseamnă cele 7 capete împreună? Găini și iepuri. Găini și iepuri. 7. Dacă le numărăm picioarele, 7 sunt de toate. Nu știu câte găini. 3 găini și 4 iepuri. 2 găini și 5 iepuri. Nu știu. Dar mai dau o informație. În total aici sunt, să zicem, 16 picioare.
Deci dacă le număr picioarele, sunt 16. Câte găini și câți iepuri sunt? 16 picioare. Scrisul meu este mai ciudat. Așa scrie sunul vostru. Așa scrie prost, ce să vrei să fac. Deci sunt în total 7 capete. Și picioare sunt 16. Întrebarea. Găini, câte sunt? Iepuri, cât sunt? Câte găini și câți iepuri sunt în curte? Câte găini și câți iepuri sunt în curte? Îți cauți ceva acolo, nu? Căuți ceva acolo, să-mi dăbăm cu cam. Deci, problema asta. Dar trebuie să... Sunteți nedumerit? Da. Da. Vrei să ieși la tablă? Dar să-i formăm o idee. Întâi trebuie să o înțeleg. Eu nu mă pot apuca de probleme decât dacă o înțeleg. Deci, în total, sunt 7. Hai să facem printr-un cerculeț. Deci să spunem, capetele sunt așa. Câte capete trebuie să fac? Deci, sunt 7 capete. 7 capete. Adică, șapte cerculețuri. 7 cerculețuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toate picioarele la un loc sunt 16, zice. Un pic. Faci și tu. Câte găini sunt și câte iepuri sunt. Așa. Prin cerculețele astea am punctat capetele. O găină câte picioare are? 2. Și un iepure? Tot 2. Un iepure? 3, 4. Deci o găină 2 și un iepure 4. 7. Și acum, poate să fie numai găini? Hai să zic că ar fi toate găini. Adică toate animalele. Da, toate animalele din Dacă curte. Dacă sunt toate animalele de curte găini. Da. Deci, o găină are... Aici și animale și păsări sunt la un loc. Deci, să spunem că ar fi numai găini. Numai găini. Vin la tabla? Atunci, dacă ar fi numai găini, câte picioare am până la fiecare? Dacă punem două picioare. Deci două. Așa, două. Apoi. Două. Așa. Două. Cu două. Și spunem așa. Două. Plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12, plus 2, 14. Numai 14 picioare am consumat. 14 picioare și nouă ne trebuie... Să ajungem la 16. Oare dacă facem iepuri? Adică să fie numai iepuri? Dacă facem, deci punând așa, spunem aici, rămân câte picioare neconsumate? 14. Ne-o da 14 și da. Câte face? Din 16 scădem de 14, ca să vedem câte rămâne, câte picioare sunt în plus? 16 minus 4. 14 egal cu 2. 2 picioare. Ce să fac?